tonight and I'm all alone. Feeling okay, then you hit my phone. Saying, babe, wanna meet up? I'm in the car, but I'm done now. Can I come up? Saying, of course, you can come by. I don't know why, but your sunshine, oh, you're alright. Mm-hmm, oh, you're alright. I'm gonna shut my mouth. Can you say what's on your mind? I can see. Pe partea asta, Buda, și pe partea cealaltă, Pest. Loving every time I could call you mine. I don't know why I'm being the one feeling stupid. I'm feeling stupid now. So now it's time for the goodbyes. Everything dies. Central și am intrat în această încăpere pentru a vorbi aici pe cameră. Da, am stat la coadă să cumpăr bilete cam o oră. Sunt aparate în care poți cumpăra bilete, dar pentru că eu am discount, trebuie să merg la casă de bilete și s-a mișcat totul foarte, foarte, foarte greu. Trebuie să fiți atenți dacă vreți să plecați din Viena spre Budapesta. Sunt companii, cum ar veni Railjet, care au bilete foarte ieftine, 9-10 lire, iar alte companii, OBB și nu mai știu care, biletele sunt 47, 50, 60 de euro. Deci poți să cumperi un bilet foarte ieftin sau mai scump. Am aflat acum și am cumpărat, bineînțeles, eu, biletul mai scump. O să ajungem din Viena spre Budapesta, facem 2 ore și jumătate, o să ajungem undeva pe la 5:20. Trenurile au un pic de întârziere, celălalt care l-am pierdut, pentru că am stat la coadă, întârziere o oră, al nostru are întârziere cam 20 de minute. Say you love me. Să fac un tur a trenului. Asta este drăguț, cam bine așa separată. Trenurile sunt exact ca la CFR în România. Ne îndreptăm spre Budapesta, iar de acolo din Budapesta spre Oradea, dar vom sta 2 zile în Budapesta. Să vedem ce activități putem face în aceste 2 zile. Ajungem în Budapesta la 5:20. Vă arăt și baia, practic toaleta, împingi și arată așa. WC-ul, masă de schimbat pentru copii, chiuveta, oglindă, poți vedea ținută în oglindă și cred că am plecat, da. Suport pentru biciclete. De când am plecat din Viena și mai avem 15 minute și ajungem la destinație. După aceea am verificat pe hartă, o să luăm metrou până ajungem la cazare sau putem merge 35 minute pe jos, ceea ce nu prea vreau pentru că avem bagaje și o să luăm metrou, facem 5 sau 7 minute cu metrou. Abia aștept să ajungem la cazare pentru că e o cazare foarte frumoasă chiar. Și foarte diferită de cea care am avut-o în Viena. Mi-am dorit ceva diferit de această dată. Un alt stil.
Am ajuns la cazare, haideți să vă fac un tur al apartamentului. Este un apartament în stil baroc. Holul apartamentului. În partea stângă avem toaleta. Deci cam așa arată un WC mic, 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 fără geam, fără nimic. În partea stângă este bucătăria, care din păcate nu are frigider. Masă înaltă. Locul este foarte mare, o grămadă de farfurii, foarte drăguț, dar nu este la cel mai nivel de curățenie. Uitați și aici cheveta și plita, la fel, nu este cel mai curat loc în care eu am fost până acum. În partea stângă avem dormitorul, patul este mare, o oglindă, două noptiere, dar nu este loc pentru ambele și... Aici una și una în partea asta, la altă. Tablouri, Venus al lui Botticelli, o fereastră, nu prea e un viu așa frumos, dulapurile acestea două, mai este spațiu pentru a depozita, dar sunt numai două nopți, așa că nu voi mai pune nimic în baia cu cadă și cu ghiuvetă. La fel, cadă nu arată în cel mai bun stadiu. Avem mașină de spălat, un dulap. This living mă face să mă gândesc, mai ales canapeaua, la sufrageria Andreei Balaban, pentru că ea are așa o canapea. Avem și un fotoliu, un alt fotoliu, oglins, o canapea care este extensă. Se întinde, dacă sunt mai mulți de două persoane. Și arată anii 20-30 în Budapesta. Se simte un pic ciudat să fim aici, în locația asta, pentru că îmi place și nu-mi place. Îmi place pentru că eu am ales locația, pentru că te duce cu gândul în anii 20-30, mai ales că am fost în Viena la muzee și mi-a rămas așa tipărit în minte locurile pe care le-am văzut. Nu-mi place pentru că un pic este aer închis. Nu este cea mai curată cazare, din păcate. Nu este cea mai întreținută cazare, în cel mai întreținut loc. Se poate face mai mult de atât. Și de asemenea avem o terasă, dar nu știu dacă putem să ajungem în balcon. Avem aici măsuța și două scaune. Cred că intrarea se face de aici, dar ar trebui date toate șaluzelele la o parte ridicate pentru a putea ieși pe balcon. Sunt așa de fericită că abia ce am ajuns în Budapesta și am plecat cu vaporul. Va fi o călătorie de o oră și vom merge în jurul Budapestei. Suntem pe Dunăre, luminat orașul și cred că să facem această călătorie seara e mult mai interesant și mult mai frumos pentru că e luminat orașul decât mâine pe timp de zi. Budapesta nu e atât de rece ca în Viena, dar cu toate astea fiind pe apă, mai bine să am cu mine o eșarfă și am și această bentiță, dar m-am îmbrăcat cât de cât elegant pentru că speram să mergem undeva frumos în seara asta, ales că doar atât vom face ca mâine să ne trezim odihniți și să pornim prin oraș. Deci 5 de minute mai târziu am terminat paharul de prosecco, m-am amețit un pic, bineînțeles ca întotdeauna, și încă suntem aici, chiar să vorbeam că mă mir cum de am rezistat atât de mult timp să stau afară, pentru că e un pic rece, e un pic vânt, dar e prea frumos, luminile sunt spectaculare. Avem așa
pe partea asta Buddha și pe partea cealaltă Pest. Buddha Pest. Cina noastră, shawarma cu cartof paprika, foarte bun. Am cumpărat făcute de mine la micul dejun. Ia, uitați-vă la aceste prune, chiar se numeau prune gigantice. Mai știu cum se zice în germană, cât pumnul meu. Am pus aici pe suportul de la ghivetă toate produsele pe care le voi folosi. Fel de frumos, foarte vintage totul, inclusiv ghiveta, perdeluțe la geam ca la bunica. Gata, m-am pregătit de somn, m-am demachiat, mi-am aplicat cremă. Am venit aici în living pentru a mai vorbi un pic cu voi. Mâine aș vrea să mă trezesc dimineață, nu aș vrea, vreau sigur să mă trezesc dimineață, să mă pregătesc și să fac câteva poze aici în living, pentru că e un cadru așa mai special și nu în fiecare zi am ocazia să locuiesc într-o astfel de casă. Într-adevăr, poate îmi pare un pic cam ciudățică casa, dar motivul pentru care am rezervat-o a fost pentru a resimți un pic din casa bunicilor. Bunica mea, mamaia, cum îi spuneam eu, avea o casă aproape la fel, aproape la fel. Mi-a plăcut frumosul, plăceau lucrurile bune, de calitate, a ținut foarte mult la lucruri, avea mobilă din primul război mondial și am vrut așa să o simt mai aproape, mai ales că se fac și 4 luni de zile de când nu mai este aici, pe pământ, și eu îi simt dorul. Chiar shawarma a fost foarte bună înainte de a pleca din Budapesta, pentru că mai departe de aici vom merge în Oradea, deci va ajunge și în România și sper că voi filma și din România la fel de mult sau poate un pic mai puțin, pentru că voi fi acolo și cu sora mea, cu nepoțelul și nu știu, sper să reușesc să filmez ca să am 3 vloguri de călătorie, unul din Viena, unul din Budapesta și cel din România. Nu ne-am hotărât în România ce vrem să facem, dar cu siguranță vreau să ajung la Băile Felix, pentru că este foarte aproape, să descoper Oradea, pentru că am văzut în ultimul timp o grămadă de filmulețe faine pe Instagram despre Oradea și poate ajungem și în Arad, Baia Mare. Astea ar cam fi obiectivele, iar pe 1 octombrie ne întoarcem în UK. Dar mai avem, mâine este joi, o să plecăm din Budapesta vineri seara și o să ajungem în Oradea sâmbătă dimineață. Vrem să avem 2 zile în Budapesta, joi și vineri. Vineri o să încercăm să lăsăm undeva bagajele și să mai des... și am vrea să mergem la Băi, de fapt. Sper să ne reușească. Aș vrea să mai citesc un pic, dar sunt un pic obosită de aici. Nu mai sunt nici măcar foarte coerentă. O zi mâine dimineață. De prăjitură. Bineînțeles că nu m-am trezit suficient de dimineață să mă apuc să fac ședința foto, dar o să o las pentru de seară. Mergem acum în oraș și după asta că mă întorc, o să pun luminile și totuși o să fac ședința aceea foto pe care o am în minte. Planul astăzi e unul lejer. Vrem să mergem la Buddha Palace. Știu că au șințe și poate reușim să intrăm și acolo înăuntru, să descoperim orașul și cam atât. Breakfast, pregătiri și plecăm. Staying in tonight and I'm all alone. Feeling okay that you hit my phone. Saying babe, wanna meet up, I'm in the car, but I'm done now, can I come back? Saying of course you can come back. A ieșit soarele bine de tot, haideți să vă arăt ținuta, acest
plover în burgundiu, pantalonii portocalii pentru că îmi plac foarte, foarte mult. Mai am și aici accesoriile, cerceii și un colier. O să fie frig, o să-mi iau și ciorape de desubt. Și acesta este outfitul. Mai fac un tur încă o dată la fragerie. Aceasta este locul meu preferat din casă. Pentru această sufragerie am luat sarea. Am făcut câteva poze, m-a ajutat în final soțul și sunt foarte mulțumită de rezultate. Vechi telefon, ceas. După 4 ore de pregătire, în sfârșit, sunt și eu gata. Stăm la etajul 4 și avem foarte multe scări. Gândesc la mănăstirea Moreni, ei aveau așa trandafiri frumoși. Această parte, trandafiri roz. Și de aici, orașul Budapesta, pe de sus. Suntem la Buda Castle și așa se vede de sus. Foarte frumos. Broken beyond repair, I'm the bird around your neck. Încercăm să ajungem la criptele din Buda, dar nu reușim, nu găsim nici informații, nici o direcție, nimic. Suntem în interior la Biblioteca Națională a Ungariei și este aici informații, birou de informații. Am întrebat cum să ajungem la criptele din Buda. Și a spus că nu știe, doamna, deci informații nu prea am primit. Din păcate, ne învârtim pe aici. Facem tur, am făcut de 2-3 ori și tot nu am dat. Nu există deloc indicații, indicatoare, semne, absolut nimic, nimic, nimic. Dacă am reușit măcar să facem rost de o hartă, ne-ar fi mai ușor să ne ghidăm după ea.
reușit să ajungem, cumpără biletele și urmează să intrăm întâi la galeria de artă, pentru că de aici se face intrarea principală. A costat 3400 de forinți de persoană intrarea și după asta facem tot turul și mergem și la cripte, labirint, cave. Galeria Națională Ungară din Castelul Buda este cea mai mare colecție publică de artă plastică maghiară. Expozițiile tematice și istorice de aici oferă o perspectivă nu numai asupra epocilor istoriei naționale a artei, dar permit de asemenea cunoașterea istoriei Ungariei. Operele de artă expuse urmează tendințele predominante din fiecare perioadă, începând în secolul al XI-lea și până în prezent. Puteți explora piesele medievale și renascentiste din piatră, cele gotice, sculpturi din lemn și altare triptice, precum și lucrări remarcabile de artă renascentistă, târzie și barocă. Pe lângă picturi, sculpturi, grafice și postere artistice, o bibliotecă de medalii asigură diversitatea de genuri. Colecția contemporană a Galeriei Naționale Ungare conține opere de artă maghiară realizată în perioada celui de-al doilea război mondial și până în prezent și prezintă, pe lângă tendințele generale și personalitățile remarcabile din ultimele decenii, fenomenele de artă caracteristice vieții artistice maghiare. Astfel, bogăția expozițiilor permanente, care se întind pe parcursul ultimilor două secole, este garantată de noile compoziții care sosesc constant, de lucrările proaspăt restaurate și de lucrări văzute. Pe lângă cunoscutele operele ale lui Paul Cézanne, Camille Pissarro și Claude Monet, pot fi văzute și operele unor artiști austrieci, germani, belgieni și scandinavi, precum Franz von Lembach, Wilhelm Leibl, Kalela, și astfel vizitatorii vor avea o imagine mai complexă și nuanțată despre arta europeană a epocii. În același timp, puteți admira și operele orientaliste și italiene. Imaginează-ți că ți-ai face un eveniment în acest loc. Nu-mi pregătesc zi de naștere, înconjurat de tablouri. Pe lângă expozițiile permanente, galeria este și locul expozițiilor periodice temporare. Expozițiile periodice din ultimii 20 de ani au prezentat lucrări ale unor artiști internaționali, precum George Baselitz, Fernando Botero, Robert Capa, Marc Chagall, Salvador Dalí, Marcel Duchamp, Hans Horch, Frida Kahlo, Gustav Klimt, Amedeo Modigliani, Pablo Picasso și Egon Schiele. După ce am petrecut câteva ore în Galeria Națională, am ieșit pe terasă despre Dunărea Galeriei și am văzut o panoramă minunată a întregii părți pest a capitalei. Practic, poți vedea Budapesta de sus. Crede-mă că nu vei regreta. Buying no more dreams, so what you selling? My pockets got dry from the boat, but if you so for real, you could get. Stăm la Palatul Parlamentului, aici în spate, și bineînțeles că am uitat să-mi pun în seară bateriile la încărcat și nu mai am nicio baterie încărcată. Mai am un pic de baterie doar la telefon și atât. Am prins situl. Sunt niște culori pe cer magnifice, magnifice. Another moment of you playing with my mind. I'm so tired of never knowing. So spell it out. Citatul de mai sus ar traduce cam așa: legile vieții sunt mai puternice decât stăpânirea omului. Din păcate, istoria ne-a arătat că omul are o putere pe care nici nu ne putem imagina și o forță incredibilă. Pantofii de pe Valea Dunării reprezintă astăzi unul dintre cele mai emoționante memoriale ale Holocaustului din Budapesta. Oamenii care îl vizitează prin lumânări sau lasă în urmă flori în amintirea celor care și-au pierdut viața acolo. Am rămas fără baterie
așa cum am zis, și acum filmez de pe telefon, că am reușit să-mi încarc telefonul un pic, dar nu și bateria pentru cameră. A fost o zi minunată. Am reușit în mare parte să facem ceea ce ne-am propus. Unele planuri le-am abandonat pentru că trebuiau rezervate dinainte și nu am rezervat. Mai avem mâine o zi sau mergem direct la tren, depinde cum reușim să rezolvăm cu bagajele. Dacă reușim să le lăsăm undeva, atunci vom mai sta în Budapesta până seara. Dacă nu reușim să le lăsăm, vom pleca la trenul de 1 și ne îndreptăm spre Oradea. Sper că voi filma și din România ceva, ca să pot să fac și un vlog de acolo. Atât. Mâine trebuie să ne trezim dimineața, să împachetăm și să plecăm din nou la drum. Noapte bună! Bună dimineața! Haideți să vă arăt acest colț din cameră. Fapt este de pe hol, această oglindă de machiaj, foarte drăguță. Și între timp ne-am dat seama că bagajele noastre s-au înmulțit. De la 2 am ajuns la 6. Și suntem gata de plecare, să vedem dacă reușim să explorăm mai mult astăzi sau plecăm spre Oradea. Am reușit să lăsăm bagajele, ceea ce înseamnă că avem câteva ore în Budapesta. Este ora 11, chiar vorbeam că niciodată n-am plecat atât de vreme de acasă, din apartament, din clădire. Suntem la McDonald's pentru a ne oprit pentru a bea o cafea și pentru a face planul pentru restul zilei. Am vrea să plecăm pe la 4-5 de aici, din Budapesta. Simt un pic oboseală după o săptămână de umblat pe drumuri. Operei naționale din Budapesta și ce faină și așa tip vintage și foarte bine întreținută. Au lăsat în paradul această clădire care, după cum se vede, este una istorică, dar probabil lipsa de fonduri sau dezinteresul total. Sunt foarte multe clădiri la fel, nu întreținute bine.
oprit un pic, îmi pare, pentru că am mers de la ora 10 și jumătate până acum. Este aproape ora 2. Ne-am plimbat așa prin oraș, prin partea Pest. Dacă ieri am fost pe partea Buda, acum suntem în Pest. Mai frumos în Buda, ce drept. Sunt mai multe obiective turistice acolo. Dar suntem la un castel, care nu pot să-l pronunț, foarte aproape la Zenispa. Nu o să mergem pentru că vroiam să mergem, dar nu avem prosoape. Și am verificat și fără prosoape nu putem intra pentru că nu ne oferă prosoape. Puteam să fi cumpărat, dar data viitoare am zis că dacă mă mai întorc o dată în Budapesta, merg doar la băi. Atât. În rest am fost la tot ce mă interesa în momentul de față. Deja castelul din față. Și ne îndreptăm, mai o zi însorită, e destul de cald. Ieri mi-am dat seama că mi-am pierdut pietricica de la cercel. În partea asta nu mai are pietricica. Da, tot pot să-i port așa. Nu își dă seama nimeni, spune că așa e modelul, să poartă oricum cercei de un fel. Așa un scurt rezumat a ce
ceea ce s-a întâmplat în Viena, cu bune cu rele, și în Budapesta, cu bune și cu rele. Ne vedem în următorul vlog.